Este foarte adevărat ce se întâmplă. Bine. Și chiar acum o să-l invităm pe maestrul celebrei ceremonia focului de pe insula iubirii. Dă mâna că eu așa mă că se stă la ceremonia focului. Voie. Te rog frumos să iei un loc aici pe canapea. Cea mai comodă canapea este aici la noi. Doamne, scumpă. În sfârșit. În sfârșit. Doamne, atent că e scumpă. Bine. Ne-am gândit. Te rog, da. Să-ți facă plăcere, pentru că noi ne-am gândit special la tine, apropo de canapeaua asta, să fie foarte comodă. Pentru că tu de obicei să nu te ia somnul. Buturuga, celebra buturuga de la Insula Iubirii. Cum reziste atâtea ori? E aceeași în fiecare an? La aceeași buturugă? La aceeași poziție, mai mult ca sigur. La buturugă? Nu știu dacă este aceeași. Semnează lemn, în spate, pe acolo și... Nu știu ce face echipa de producție tailandeză, pentru că acolo în Thailanda la... Deci e o buturugă tailandeză. Este o buturugă tailandeză, în care oamenii, colegii noștri dragi de acolo, tailandezi, de asemenea, se ocupă foarte bine și le mulțumesc pe această cale. Și pe care tu de altfel spuneai că stai mai mult de 12 ore la o filmare. Cât de solicitant a fost pentru tine? Dar pentru buturugă? Pentru buturugă a fost ok, pentru că mai și slăbesc, deci nu simte greutatea, dar într-adevăr, ai spus foarte bine, mai mult de 12 ore acolo. Este într-adevăr greu pentru foarte multă lume, probabil că ar fi imposibil să stai acolo pe buturugă, eu m-am obișnuit. De la televizor, știi, pare foarte ușor. De altfel, foarte da. Ușor și pentru concurenți și pentru tine. Pare că se duc oamenii acolo, au o experiență clară a vieții. Dar de fapt lucrurile stau altfel. Spre exemplu, la ultimul Bonfire s-a filmat mai mult de 12 ore. Chiar vorbeam acum cu o colegă în spate. Într-adevăr, au fost mai multe ore, mai mult de 12 ore s-a filmat acolo. Pentru că la un dat s-a prins răsăritul și era soarele acela bun de bronz, știi, ăla de dimineață. Mie îmi bătea soarele seama și soarele venea de acolo și simțeam cumva că mă arde. Da, se filmează foarte mult, dar nu neapărat la marele final, la ediția finală, ci absolut de-a lungul întregului sezon se filmează extraordinar de mult acolo la ceremonia focului. Și în reality 24 de ore... Spun pentru că dau din casă și eu am fost acolo cu voi pe insulă. Știi foarte bine ce se întâmplă acolo. Am făcut și eu noapte albă de la Bonfire. Ești ispită? Ai fost ispită? Nu, dar am ajutat la decurgerea proiectului. La ispitire. Ca să fie bine. Ca să fie totul bine, perfect. Să nu fie rău. Asta vreau să știu. Eu chiar amuletă. Se întâmplă lucrurile alea acolo pe insulă? Scuze? Chiar se întâmplă toate lucrurile acelea pe insulă? Adică... Oamenii vin și distrug viețile în live? Se vede clar că stau pe buturugă, nu? Adică nu... Am văzut că nu, eu zic ce se întâmplă în pat, lasă buturuga! Într-adevăr, tot ce se întâmplă acolo este 100% real. Întrebarea asta mi se pune extrem de des. Nu știu ce să mai răspund oamenilor care sunt curioși, într-adevăr, și mă întreabă tot timpul. Da, sunt lucruri care se întâmplă, lucruri care au o desfășurare cumva normală. Și de ce spun normală? Pentru că oamenii care vin acolo, care se înscriu pentru acest test și ajung să facă parte din acest reality, vin cumva, hai să nu zic temători, dar au cumva grijă totuși, să nu uităm că a fost sezonul cu numărul 7, da? Uh-huh. Cu siguranță au văzut sezoanele trecute și știu la ce experiență se aștepte. Da, cumva, doar că ușor trece timpul, intervine oboseala, obișnuința, încep să se cunoască mai bine, din ce în ce mai bine. Și în timpul filmărilor, după vreo săptămână, se relaxează și uite de camere. Exact. Și de-abia atunci începe adevărata show-ul. Poveste. Exact, și cum spuneam, încep să se cunoască foarte bine, se leg... Vorbesc de început, se leg niște prietenii, niște relații de prietenie, cel puțin. Apoi încep, cum spuneai tu, încep să uite de prezența camerelor, de prezența... Încep și îndoielile, ceea ce se întâmplă pe partea cealaltă, da. Și așa mai departe. Și... Uite, de altfel tu ai spus că intervine și oboseala. La tine cum e? Cum stai cu somnul acolo? Cât dormi? Cum reușești să dormi? Într-adevăr, programul nu este un program simplu, un program normal. Nu e rutina mea de acasă, știi? E destul de alambicat, totuși ești... Cât timp îți ia să intri într-o rutină normală acolo? Eu mă duc puțin mai devreme și atunci am timp să mă obișnuiesc cu fusul orar, cu diferența de fusul orar și așa mai departe, cu
cu temperatura, pentru că și asta este foarte important atunci când pleci. Umiditatea foarte mare, umiditate, da. Când pleci de la o temperatură scăzută de aici, brusc ajungi acolo unde lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Cu mâncarea, dar la mâncare n-am absolut nicio problemă. Îți place foarte mult mâncarea? Îmi place foarte mult mâncarea tailandeză, asiatică în general, mănânc picant extrem de mult și așa că... Și pe lângă asta mă gândesc că te și resimți după un astfel de sezon, pentru că știm foarte bine, te urmărim și pe Instagram și vedem tot timpul că postezi pe stories faptul că faci sport, că ești la alergat, că ții intermitent fasting, că mănânci foarte sănătos. Ce se întâmplă după un astfel de sezon? De la ora 5 cu Radu. Să știi că singurul cu adevărat real, cum ai spus tu, cu intermitent fasting, nu neapărat intermitent fasting, dar am cumva grijă pentru că tocmai pentru că mâncarea este diferită, am cumva grijă la stilul de a mânca, programul este alambicat. De sport n-aș putea spune că am timp foarte mult, pentru că fiind un reality, se filmează 24 din 24, se întâmplă lucruri pe parte și pe cealaltă și atunci cumva trebuie să fii în stand-by. Dar cum se întâmplă? Primești un telefon, vin o repede, exact. S-a întâmplat ceva pe insula băieților? Uite, sau spre pe exemplu, fetelor. Ești acum la sport, faci treaba, rutina, hop, vin o repede. Te sună repede să te duci acolo pentru că s-a întâmplat ceva? S-a prins, spre exemplu, flacăra, gongul? Exact, se întâmplă ceva, urmează o pregătire în prealabil, adică cumva nu pot să mă duc direct, cum sunt de la sport, trebuie să mă duc direct acolo. Tu pregătești tableta, faimoasa tabletă de pe insula iubirii. Stai puțin, deci există faimoasa buturug, acum și faimoasa tabletă. Da, tot pentru că... faimoasa ceva. Concurenții se tem de acea tabletă. Când văd tableta ca o imagine, când se dă play. Am auzit, habar n-am, nu știu de ce. Că... Dar n-am niciun motiv de îngrijorare. Bun, dar între filmări poți să faci ceva, nu știu, să mergi, să vizitezi sau trebuie să stai doar acolo în resort? Da, chiar, mai ai timp? Să știi că timpul, da, îmi permite timpul să am grijă și de... lucruri de genul ăsta, să mă duc să vizitez. Dar totul se întâmplă acolo, în zonă. Nu pot să plec în... De exemplu, acum am filmat aproape de Phuket, da. Dar nu mi-am permis să mă duc în Phuket, efectiv, pentru că distanța era de... O oră? 30 de minute, acolo, aproximativ, o oră și într-adevăr trebuia să fie acolo. Aparem puțin, dar totuși destul de mult pentru ceea ce urma să fac. Și atunci îmi canalizez toată energia pe ce se întâmplă în jur. Te duci la o plajă de lângă, mai... un restaurantel local, tot așa pe lângă. Și acum, Radu, de-abia așteptam să te invit la primul tău bonfire. Și acum urmează focul, vă rog, aprindeți focul. Urmează întrebarea mea, pentru că tu ai adresat-o de foarte multe ori tuturor concurenților, acum te întreb eu pe tine. Cum e să stai fără Adela 21 de zile și fără copii? Mi-e foarte ușor să răspund, pentru că răspunsul este foarte clar. Mi este foarte greu. Mi este foarte greu să stau fără familie, fără Adela, fără cei trei copii. Și atunci zilele trec destul de greu. De asta îmi place să mă implic foarte mult, să treacă mai repede orele acelea multe de filmare, pentru că în felul acesta vrem numai puține zile de filmare și se apropie momentul când vin acasă. Nu este ușor, dar asta este, știi? Mi-am asumat. Te-ai asumat. Dar după filmări, cel puțin pentru sezonul ăsta, au venit și ei și am ieșit și noi, ne-am petrecut acolo câteva zile, foarte frumoase în Thailanda. De altfel, tu ai zis într-un interviu că mai pe la pensie, așa, pe la bătrânețe, te gândești să te muți în Thailanda. Eu ți-am dat frumos peste 50 de ani, dar acum te-ai gândit să vă mutați acolo, în Thailanda. Îți place atât de mult Thailanda încât te gândești la asta, să-ți iei o casă acolo? Și știu când am spus asta, acum câțiva ani, mulți ani, când cred că nu aveam copii pe vremea aceea. Cred că da. Luând în calcul copii, ai schimbat această declarație acum? Mai degrabă aș spune că nu. Într-adevăr, dacă ar fi să mă mut undeva, să ne mutăm undeva în afara României, nu. De fapt, tot în România. Pentru că, știi, când ești tânăr, la un moment dat îți dorești... visul acesta, să pleci în afara țării, să, nu știu, schimbi peisajul, să schimbi peisajul profesional și așa mai departe. Eu mi-am găsit fericirea aici în România și consider, în momentul de față, cu tărie spun asta, consider că România este o țară care poate oferi foarte multe lucruri copiilor noștri și m-aș bucura dacă nu neapărat copiii mei, ci toți copiii din această țară să contribuie cumva la dezvoltarea acestei țări, care este o țară superbă. Și spun asta, am călătorit destul de mult în ultima perioadă și chiar
cred, repet, cred cu tărie ce zic acum, că România este o țară care poate oferi foarte multe copiilor noștri, dar și ei, la rândul lor, să facă eforturi în acest sens, să mergem cumva pe o direcție foarte bună și sănătoasă. Și apropo de călătorii, știu că la voi planificarea unei călătorii este una... N-aveam ce să fac acolo. Tu ca tată ai simțit, hai să mă duc repede la copii, când de fapt ei erau foarte bine, se jucau... Exact, eu ca tată, normal, implicat ce sunt, am spus, domne, trebuie să fac asta, nu pot să stau 3 zile aici cât am pauză, mă duc acasă. Deci, de fapt, e mai greu pentru părinți să plece fără copii. Este mai greu pentru părinți, exact. Dar dintre voi doi, cine e părintele mai permisiv și cine e cel care lasă mai mult de la el? Ce să mai pe ocolișuri? Adela e mai permisivă și eu sunt cel mai... Bad cap. Puțin. Cum? Bad cap. Exact. Nu chiar, dar sunt un pic mai... mai strict în anumite privințe. Deci tu nu lași atât de repede de la tine și Adela e mai permisivă. Da, exact. Bine, dar sunt momente când se bate toată treaba asta cap în cap sau... Nu, toate lucrurile converg într-o direcție sănătoasă până la urmă și echilibrată. Dar e bine să fie balanța asta, știi? Mai ales că de la e balanță. De acolo vine, probabil. De unde vine balanța? Exact. Da, de altfel... Bine, dar spune-mi, te rog eu mult. Tu nu te simți când vezi că vii acasă, ai spus copiii tăi, sar peste tine, peste mami, e în regulă, după care se retrag. Nu este puțin frustrant când te gândești că, aoleu, cresc. Ce ne facem? Cum ne facem? Adică nu există acea gelozie? Da, tot, așa spus a gelozie de altă. Tot auzeam înainte că, domne, perioada aceasta când cei mici este cea mai frumoasă, știi? Când ei aproape de tine și nu neapărat să-i manipulezi cum vrei, dar îi poți controla într-un fel sau altul și iar ei sunt cumva mai lipicioși, mai... Drăgăstoși. Mai drăgăstoși și așa mai departe. Și acum observăm la cel mai mare, știi? Care merge spre 8 ani și deja vezi că vrea să fie mai... Spitele. Găseam și eu acolo, numărul 3. Uite, să înscrii. Plecă la separat exact sau împreună? Pentru un sezon viitor te înscrii la casting. Ca ispită. Ispit. Ispit. Ca ispit. Un nou sezon se anunță sau... Da. Eu știu ce se întâmplă acolo și este o muncă titanică. Este ceva absolut extraordinar și oamenii aceștia de la A la Z trebuie felicitați. În alt nivel. Admirativ, da. Dar și tu, pentru că e foarte greu totuși să fii părtași între atâtea povești, cu atâtea concurenți, atâtea energii, de altfel. Da. Și în urmă este vorba de relația oamenilor. Da, adică lucrurile se